Este tot mai greu pentru creștini ortodoxi să țină post dacă vor să aibă grijă de sănătate. De exemplu, pateul vegetal sau parizerul din aceeași gamă conțin o mulțime de conservanți și chimicale. Mai rar, nu găsești acum cumpărăturile ce vegetale ce le mănânc să fie 100%. Nu știu. Consumați pate vegetal sau brânză? Nu. Eu nu, din ăsta, spanac, draga vei, cum este acum, ciuperci. Nu mai prea am încredere. Nimic. Vegetal, nimic. Nu mai. Ce consumați când este post? De post, miere de albine, fructe, cartofi, din astea, zarzavaturi așa. Ce să mâncăm? Aproape nimica, că nu avem bani. Trăim de azi pe mâine, trăim, că așa vrea domnii care i-am, cum îi spune, i-am ales. Medicii spun că alimentele de post trebuie să fie preparate după rețetele tradiționale. Acestea nu prevăd utilizarea aditivilor alimentari, adică AE-urilor, și nici a chimicalelor care se găsesc din abundență în produsele artificiale. Dacă am citit cu atenție etichetele și am avea niște cunoștințe cel puțin minimale în ceea ce privește compoziția unui aliment, ar trebui să refuzăm, să punem în coș asemenea produse. De ce? Pentru că aditivii enumerați sunt în număr foarte mare și cantitățile de multe ori nici nu sunt menționate. Singura soluție să ne ferim de chimicalele din produsele de post precum pateul vegetal este să ne cumpărăm legume proaspete din piață pe care apoi să le gătim în propria bucătărie. Mai mult, legumele și fructele de sezon sunt o sursă importantă de vitamine, minerale, antioxidanți care ajută și în procesul de detoxifiere care se produce în această perioadă.